Bun găsit! S-ar putea să nu prea avem chef de treabă sau să fim mai încăpățânați și să ne impunem ritmul și ideile. Berbecii, atenționare, pentru că ziua de astăzi poate să vă scoată ceva bani din buzunar, cheltuieli compulsive de dragul vostru, dar nu neapărat și utile. Pentru tauri, ziua poate aduce tensiuni, poate taurii nu-și ies din pepeni și nu mărturisesc ce nu le convine, dar pun deoparte observația negativă. Gemenii, atenție la sănătate astăzi și atenție la ce ați executat zilele trecute, s-ar putea să fie nevoie de o corectură. Pentru raci, ziua poate aduce invitații sau întâlniri și asta implică și ceva cheltuială. Pentru lei, o zi de autoritate, foarte voluntari își impun opiniile, pot rezolva multe lucruri la locul de muncă, dar fără să discute, fără să se consulte. Fecioarele au și ele o zi un pic complicată pentru că au multe lucruri concrete de făcut și chiar ceva acte de rezolvat și de aceea se pot resimți și se pot simți un pic obosite, mai ales spre seară. Pentru balanțe, o zi care poate aduce în cazul lor surpriză din partea altora. Pot fi uimiți de felul în care partenerul cheltuie banii sau o altă persoană apropiată cu care colaborează. Scorpionii, întâlnirile sunt importante, nu se ceartă și probabil nici nu-și spun toate gândurile, însă harta poate indica o poziție pe care cineva le-o face. Pentru săgetători, muncă astăzi, mai ales în prima parte a zilei, cu rezolvarea unor probleme de natură administrativă. Capricornii pot dori să petreacă un pic mai lin sau emoțional această zi, se ocupă de casă sau rezolvă diverse treburi personale sau gospodărești. Pentru vărsători, ziua poate aduce, mai ales în prima parte a ei, întâlniri interesante pentru că vor să ia ochii cuiva. Cu alte cuvinte, vor să impresioneze și au toate șansele, mai ales dacă discută lucruri importante cu perspective de viitor. Pentru pești, vorbim de o zi care pune accentul pe muncă, mai ales în prima jumătate a zilei, pot avea spor, dar și idei foarte originale, valoroase. Bine ar fi totuși spre seară să se consulte cu cineva. O zi care ne pune în valoare ideile, creativitatea, dar și munca. Mai bine, noi ne vedem și mâine. Inteligența este prin...